Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit. Subiectul de astăzi este cel puțin provocator. Nu știu dacă voi ați auzit despre sindromul Dumnezeu. Discutăm cu cineva foarte apropiat, o doamnă pe care o să o vedeți imediat, despre sindromul impostorului. I-a venit ideea, hai să vorbim despre sindromul Dumnezeu. Și am zis, ce-o fi aia? No, acum, am început să caut pe net, să văd și eu care e faza cu sindromul Dumnezeu. Am găsit o definiție dată de Wikipedia, după aia am găsit un articol pe o pagină care se spune, m-am gândit că e o tulburare de asta psihică, adică trebuie să meargă omul la psihiatru, să-și ia un tratament. Acolo am aflat că, de fapt, termenul ăsta de sindromul Dumnezeu nu este un termen clinic. Dimpotrivă, e non-clinic. Adică nu apare nici într-o carte de psihiatrie sau psihodiagnostic. Dar sunt persoane care își au niște manifestări care a dus pe un om, un domn, nici nu mai știu cum îl cheamă, stai să vedem dacă găsesc pe aici, un psihiatru, la ideea că oamenii cu comportament despre care o să vorbim în seara asta, au sindromul Dumnezeu și așa l-a intitulat. Acum, astăzi vorbim despre acest simptom cu o doamnă pe care, așa cum spuneam, o știți, dar dacă vă pun să o ghiciți, nu știu dacă o ghiciți, dar o să vă facă mare plăcere să o revedeți, pentru că este vorba de Edith Cadar. Și eu vreau să o salut încă o dată și să-i mulțumesc încă o dată pentru prezență. De fiecare dată îi mulțumesc pentru prezență și pentru discuție. Bine ai venit, Edith! Bine te-am găsit, Codruța, îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare, îți mulțumesc din suflet pentru invitație, bine te-am găsit, dragă om, binețe îți dau. Domnul se numește Ernst Jones. Pe tine te-a bântuit vreodată sindromul Dumnezeu? A, da, bineînțeles, dar pe toată lumea. Am înțeles că sunt două denumiri care, de fapt, merg încolo, tot la același lucru. Nu, o să vezi, sindromul Dumnezeu este o chestie și megalomania este altceva. O să vezi, facem diferența între ele, dar sindromul Dumnezeu, vei vedea, este o tulburare, pentru că, practic, omul pierde își pierde esența, pierde legătura cu realitatea și devine altcineva. Megalomania, de exemplu, este doar un mecanism de protecție. Apare doar din când în când. Iar sindromul Mesia, dacă cumva există și chestia asta, este de fapt sindromul salvatorului. Mesia salvează, cel care îi salvează pe toți. Putem să facem și despre sindromul Mesia, dacă vrei. Dar sindromul Mesia este cel care are senzația că prin sacrificiul lui îi va salva pe toți. Dar prima dată s-a vorbit despre sindromul Dumnezeu oficial în 1923 de către domnul Ernst Jones, în eseuri, în psihoanaliză aplicată, se numește, mi-am notat ca să nu e domeniul meu, și ca de obicei vă atrag atenția, dragii mei, ceea ce discut eu și Codruța nu este de specialitate, noi doar aducem niște subiecte de discuție pentru ca voi să obțineți pe de-o parte informație mai multă, noi să dăm informație mai multă și dacă recunoașteți undeva în voi atenție, puteți să mergeți mai departe să studiați. Desigur, Codruța, de cele mai multe ori noi observăm la ceilalți, vrem să îi rezolvăm pe ceilalți, noi vrem să îi ajutăm pe ceilalți, noi vrem să îi îndreptăm pe ceilalți pe calea bună. De ce? Și vei vedea, are legătură cu subiectul de astăzi, pentru că ne credem niște mici dumnezei. Și deja am și intrat în pită. Deci în momentul în care, și are legătură, vezi aici, scurt cu sindromul Mesia. E o mică porțiune în care au ceva în comun. Deci eu vreau să te ajut pe tine. Sindromul Salvatorului, să știi că este...
situația, tulburarea de personalitate nu este, de fapt, exact cum spui, înregistrată în manuale de psihoterapie sau de psihologie sau de psihiatrie, ci sunt niște tulburări, știi? Și aici, când vorbim despre salvator, în primul rând noi ne gândim, ce bine, uite-te că salvează lumea. Nu e adevărat. Este un egoism feroce. Pentru că la sindromul salvatorului este nimeni nu știe mai bine decât mine. Dar cred că e vorba și de validare. Are, la cel care suferă de sindromul salvatorului, cred că are nevoie de validare din aia atroce. Adică nu poate, nu-și poate concepe viața fără cine, ca cineva să recunoască că uite cât de bun sunt eu și cât de exact. Mult bine fac și așa mai departe. Exact. Așa și o tulburare. Și atunci când acel om care vrea să salveze, care crede că știe mai bine, deja devine tiran, deja transformă totul într-o dogmă. Băi, eu știu cel mai bine, tu habar nu ai, ceva la genul ăsta, ăla este sindromul Dumnezeu. Pentru că sindromul Dumnezeu este practic un tipar de comportament. Din punct de vedere medical, fac o mică paranteză, din punct de vedere medical, sindrom nu este simptom, sindromul este un complex de simptome. Deci, de exemplu, insuficiența cardiacă poate să fie un sindrom. De ce? Pentru că acumulează mai multe probleme și la nivel cardiac, și la nivel de circulație, și la nivel de rinichi. Înțelegi? Când sunt mai multe, e sindrom, se numește sindrom. E un complex. De aceea este fie complexul Dumnezeu, fie sindromul Dumnezeu. Și vorbim despre o tulburare de comportament care apare la persoanele care cred că dețin adevărul absolut. Desigur, eu sunt convinsă că și persoanele de față, majoritatea se vor gândi, în primul și în primul rând, apropo de întrebarea pe care mi-ai pus-o tu, se vor gândi la alții. Aha, ăla are sindromul, ăla are sindromul, ăla are sindromul. Dar dă-mi voie, dragă om, să te întreb un lucru. Ai trecut vreodată printr-o situație în care ai ținut cu orice preț, repet, cu orice preț, să dai sfaturi cuiva, indiferent că erau copiii tăi, părinții tăi, soțul, soția, colegi, oricine altcineva, și să te superi pentru că acea persoană nu a ținut cont de sfatul tău și că nu a ținut cont de ceea ce i-ai sugerat să facă? Dacă da, să știi că este vorba despre sindromul Dumnezeu. Unul la mână, doi la mână. Dacă te gândești la altcineva în acest moment, aha, Baș Gheorghe are sindromul Dumnezeu, Nananuța are sindromul Dumnezeu. Nu ai cum să recunoști sindromul Dumnezeu în altcineva dacă nu l-ai în tine. Să ne înțelegem. Asta te întreb. E o tulburare, da? E o, așa, de comportament, psihică, habar n-am. Comportament. Pentru că provine de undeva. Adică, eu n-am sindromul Dumnezeu. Deci declar sus și tare că nu l-am. N-am. Nu dețin eu adevărul absolut, nu vreau să conving pe nimeni de ceea ce cred eu. Păi dacă tu crezi altceva, avem o discuție și facem o confruntare de idei, să spunem, și tu ai o altă părere și o altă opinie, eu ți-o respect. Eu știu pe a mea, pot să învăț ceva din ceea ce spui tu, pentru că toate opiniile, toate părerile referitoare la orice temă sau orice subiect provin din experiența proprie. Dar de unde vine încrâncenarea asta a oamenilor care suferă de acest sindrom al lui Dumnezeu ca să se manifeste că sunt și aroganți, sunt plini de ei, au o atitudine din asta de grandomanie? De unde vine? Din ce am văzut, din ce am citit, din ce am auzit, sunt trei situații în care poate să apară acest sindrom. Prima situație este de devalorizare foarte profundă. Deci, un om care este atât de devalorizat încât supracompensează și își găsește situații sau își găsește chiar muncă, meserie în care vorba aia să tai și să spânzure.
Înțelegi? Deci să tai și să spânzure, e complexul Dumnezeu aici. Deci oameni foarte, foarte devalorizați cu o copilărie traumatizantă care, în care veșnic nu au fost recunoscuți, nu li s-a recunoscut valoarea, în care non-stop li s-a repetat ești prost, ești tâmpit, nu o să se aleagă niciodată nimic de tine. Și acel om a acumulat foarte multă frustrare și furie. Și a zis o chestie de genul, a gândit ceva la genul, lasă că o să ajung eu mare și o să vă arăt eu vouă că veți ajunge la cheremul meu cu toții. Cineva cu această problemă, Codruța și dragii mei, care ajunge în funcții de conducere, poate să facă abuz de putere. Da, da. Este sindromul Dumnezeu. Omul care nu mai face deosebirea între munca pe care o are și cine este el. Deci se își imaginează că gata, va tăia și va spânzura pentru tot restul vieții. Aceste persoane, în momentul în care își pierd funcția, au probleme foarte mari. Chiar pot să o ia razna. De ce? Pentru că se identifică cu acea funcție. Și repet, aici mă refer la funcții, nu la meserii. O să vezi, sunt și meserii care implică sindromul Dumnezeu. Dar acești oameni care în permanență, în copilărie, au fost bagiocoriți, sunt care, ca mecanism de compensare, au zis, ok, lasă numai că vă arăt eu vouă și vă voi demonstra că nu sunt prost. Mulți dintre noi am trecut, dragii mei și dragă Codruța, printr-o copilărie. Acum să ne înțelegem, nu toată lumea am avut părinți care ne-au lăudat într-una. Și o să vezi că și aici este o problemă. Care ne-au lăudat într-una. Și nu înțeleg de ce Dumnezeu tot punem accentul pe chestia asta, pentru că s-ar putea să o și luăm razna. Deci nu toată lumea am avut părinți de genul ăsta. Dar unii dintre noi ne-am folosit de acea chestie că nu o să fie nimic de capul tău ca să devenim din ce în ce mai buni. Dar nu să ne lăudăm, să devenim noi din ce în ce mai buni. Aceste persoane nu urmăresc funcția, ci urmăresc, bă, eu vreau să devin din ce în ce mai bine. Aici intră și oamenii care fac cursuri de dezvoltare personală, spirituală, care vor să se cunoască, care vor să își descopere potențialul viitor. Și mai sunt persoanele care, așa cum am spus, au trecut prin traume, dar își caută supracompensarea prin funcții. Oamenii care, dacă ajung în poziții cheie pentru ceilalți, pot să ajungă să facă abuz de putere. De exemplu, autorități care opresc pe cineva în circulație, dau un exemplu, nu, am înțeles și am auzit multe situații de astea, doar ca să dea amenzi, ca să vadă cine sunt ei. Oameni care se duc în controle și vorbesc cu cei pe care îi controlează. Ceva la gel, băi, tu ești un mic, am venit eu, Dumnezeu, tu trebuie să mă respecti pe mine. Și atunci, bineînțeles, ce reacție se obține? Exact inversul. Și se intră în conflict cu acei oameni, știi? Și deci, acești oameni urmăresc să te pună într-o situație imposibilă. Mai dau exemplu de sindromul lui Dumnezeu. Persoane care au ajuns în poziții cheie și, pentru ca tu să poți să avansezi, îți cer niște servicii nu foarte frumoase, îți cere ceva la schimb, îți cere să le dai ceva la schimb. Ăștia sunt oameni cu sindromul Dumnezeu. Probabil că recunoașteți, bineînțeles, persoanele de față se exclud. Cei care se uit la noi, Codruța, sunt sigură că niciodată, niciodată, niciodată nu au condiționat, adică ceva la genul, dacă vrei să nu fac ceva nasol, eu trebuie să-mi dai ceva
au fost situații în care s-a făcut și abuz sexual pe chestia asta. Deci vine totul din sindromul Dumnezeu. Asta este Dar, o situație. Da. Sindromul Dumnezeu, eu vreau să intrăm puțin în altă zonă. Acum am vorbit despre funcții, despre meserii n-am vorbit încă, că sunt câteva despre care noi am vorbit, dar poate că ar trebui să trecem un pic la meserii, Acolo. să vedem cum se manifestă sindromul Dumnezeu într-o relație. Care e efectul atât de nociv acolo și cum poate ieși celălalt, care are lângă el un om cu sindromul Dumnezeu, cum poate ieși să se rupă? Pentru că se creează și un fel de dependență, știi? Nu știu, medical vorbind, cred că există o denumire anume acelui abuzat care este cumva atașat de abuzator. Și atunci vreau să te întreb despre asta. Acum, ia zi-ne de meserii. Medicii au sindromul Dumnezeu, mulți dintre medici, mai ales chirurgii, mai ales cei care lucrează sub presiune. Lasă, dai pace, că nu știu eu la ce te referi. Nu, dar sunt foarte predispuși, Codruța, pentru că au un stres extrem de mare, responsabilitatea chirurgilor. Gândiți-vă la cei care fac, sau a medicilor care fac lucruri foarte profunde, care au o responsabilitate foarte mare, și la un moment dat cu acești oameni s-ar putea să-ți dai seama că nu mai poți să vorbești cu ei, pentru că deja au chestia asta, eu știu cel mai bine, tu nu știi, nu mai poate, nu mai cer părerea colegilor. Dacă îmi permit să dau o paralelă, cei care ați văzut Doctor Strange, filmul, tipul care este jucat de Benedict Cumberbatch, deci Doctor Strange, el acolo vedeți foarte clar sindromul Dumnezeu. Nu de ce? Pentru că cei cu sindromul Dumnezeu nu acceptă că au greșit, nu acceptă că alții ar putea să aibă dreptate, ca, și asta trebuie să o spunem. Deci cei cu sindromul Dumnezeu nu acceptă că greșesc, nu acceptă că și alții ar putea avea o altă părere, nu acceptă că rezultatele pot să fie altfel decât și-au imaginat, își imaginează că influența lor este atât de mare încât toți ceilalți sunt doar slujitorilor, cum ar veni, în sensul ăsta. Poate să aibă pretenția la un tratament preferențial, adică, bă, tu știi cine sunt eu, ceva la genul ăsta. Și aș vrea să fac o mică paranteză aici la tu știi cine sunt eu. De ce? Pentru că dincolo de, bă, tu știi cine sunt eu, spus așa, în formă amenințătoare, chiar de către cei cu sindromul Dumnezeu, ascunde, de fapt, un foarte mare conflict de identitate, Codruța. Pentru că atunci când întrebăm, bă, tu știi cine sunt eu, există și o poantă, circulă pe internet, în care la un aeroport internațional, nu, s-a întâmplat ceva cu niște curse, s-au anulat, lumea foarte agitată, era rând acolo și a intrat un domn înainte, foarte furios. Și cea de la microfon îi spunea, vă rog frumos să stați la rând. Uitați câtă lume în fața dumneavoastră. Și el, ce, tu știi cine sunt eu? Tu știi cine sunt eu? Și a tot început să o amenințe și la un moment dat doamna a luat microfonul și a anunțat aici la informații, este un domn care habar n-are cine este. Tot ne întreabă cine e. Tu știi cine sunt eu? Ce mișto! Super, Panda! Super! Și este foarte mișto pentru că, de fapt, ascunde, cei cu sindromul Dumnezeu folosesc foarte des această expresie, bă, tu știi cine sunt eu, dar de fapt în sinea lor nici ei nu mai știu, Codruța, cine sunt, pentru că sunt atât de devalorizați unul dintre ei încât își creează o supraimagine tocmai ca să nu se mai simtă atât de jos. Atunci când acest lucru este făcut doar pe o perioadă scurtă, și o să fac legătura cu ce m-ai întrebat tu, cu relațiile, când este doar pentru o perioadă scurtă, se numește megalomanie. Înțelegi? Megalomanie. Stai așa, hai să lămurim un lucru. Eu mă gândeam acum că sunt persoane, cunosc persoane care au sindromul ăsta Dumnezeu sau
acum ai făcut o delimitare și acum mi-ai trezit niște semne de întrebare, care întotdeauna știu numai ei cel mai bine să facă orice, nu, numai ei au dreptate, ceilalți sunt proști. Exact. Am auzit, de fapt, deci pe mine mă enervează prostia și eu stau și mă uit ca la felul 10, pentru că stai așa, cum clasifici prostia? Ce înseamnă pentru tine prostie? Faptul că cineva nu știe un anumit lucru în acel Sau că moment nu-i ca tine. și că nu gândește ca tine, nu vede Exact. poarta de la ieșire de pe autostradă ca tine. Eu vreau să mă duc pe unul, el zice, nu, du-te pe doi, că așa merge. Deci acolo e o problemă. Dar acum, genul ăsta de om, care nu face tot timpul chestia asta, dar o face din când în când, este doar megaloman? Man. Da, e un mecanism de protecție, de supracompensare atunci când există o devalorizare foarte profundă. Și acum am să-ți dau exemplu de două megalomanii foarte frecvente și foarte drăguțe. Ca să vezi că mulți suntem megalomani. O megalomanie foarte cunoscută este a pescarilor. Uite, așa un pește am prins. Dar, de fapt, ei nu au prins absolut. E exagerarea. Hai să vorbim românește. Este exagerarea. Dar asta nu este sindromul Dumnezeu. Hai să dăm un alt exemplu de exagerare. Câte kilograme? Vai, sunt așa de grasă de numai. Dar câte kilograme ai? Nu știu. De bine, ok. Și câte kilograme vrei să slăbești? Nu știu. Vreau să ajung la 50. Bă, da, prima dată trebuie să spui, înțelegi? Deci exagerăm. Sunt foarte grasă. Nu știi câte persoane am întâlnit care mi-au spus că sunt foarte grase și am zis, ok, din punctul tău de vedere, cam câte kilograme ar trebui să slăbești? 3. Și am zis, du-te, tunde-te, tai-ți unghiile și s-a rezolvat problema. Înțelegi? Adică, serios, vrei să slăbești 1, 2, 3 kilograme și consideri... Este o exagerare. Știi? Sau, hai să-ți mai dau un exemplu de megalomanie și exagerările astea. Bă, ți-am spus de un milion de ori! Nu mi-ai spus, n-ai cum să spui de un milion de ori, înțelegi? Dar astea sunt forme drăguțe, sunt exagerări pe moment, pentru că în acel moment noi ne simțim cumva depășiți, înțelegi? Da, ți-am zis de un milion de ori pe undeva, vezi, este sunt... Nu mai pot cu tine, ceva la genul ăsta, știi? Nu mai pot cu tine. Și atunci apare megalomania, știi? Și tot ceea ce exagerăm. I-am dat 170 de telefoane, 800 de mesaje i-am trimis. Ai trimis și tu vreo 5, 6, 10, înțelegi? Exagerare. Asta este megalomania. Și a doua megalomanie foarte drăguță, dar este bine camuflată, noi ăștia cu ochelari. Suntem megalomani. De Ia ce? uzi. Da, suntem megalomani. De ce? Și acum fac un exercițiu de să vă reamintiți. Când mergem și facem cumpărături la Kaufland, unde vreți voi, Mega Image, n-are importanță, fiecare ce are. Așa e că nu cumpărăm întotdeauna numai ce avem nevoie. Asta e megalomanie. Dar vedeți, nimeni nu ne-a gândit la chestia asta, înțelegi? Mai mult decât am nevoie. Și ferească-ne unul Dumnezeu, Codruța și dragii mei, să mergem la cumpărături înfometați. Hai de capul meu. Atunci, sigur, va fi tot coșul plin, fără să ne dăm seama că, de fapt, noi am umplut coșul cu ce am mâncat în acel moment. Ajungem acasă, mâncăm două chestii din alea mici și după aia ne gândim, ok, de ce am cumpărat atâtea? E tot megalomanie. Dar e o megalomanie drăguță. O să zici de ce cu ochelari? De ce? Pentru că întotdeauna este implicat, din punctul de vedere al cauzelor emoționale, este implicat centrul văzului. Felul în care vedem realitatea la figurat este alterată. Noi ăștia cu ochelari, de obicei, întotdeauna cumpărăm, să zicem, trebuie să mă duc să cumpăr ouă. Mie îmi trebuie 3 ouă. Mă duc și cumpăr un cofrag. Îmi trebuie un sac de ciment. Nu mai au încă un sac ca să fie acolo. Înțelegi? Deci genul ăsta de mai au încă unul ca să fie.
Da, bine, Știi dar că... face parte din cultura românilor. Noi avem deja cumva în sângele nostru chestia asta. Acum deviez un pic, dar nu foarte tare. Că totdeauna când ne tentează ceva, lasă să mai fie. Că dacă nu mai găsesc. Dar dacă... Uite ce fain e. Ei, mai au unul să fie. Asta eu cred că ne aparține nouă românilor în mod special. Asta nu înseamnă că în alte culturi nu se practică, dar eu simt că la români parcă e mai Da, accentuată. se practică peste tot, să știi că chiar există un tip foarte haios și face reel-uri de astea, Balkan Dad este, tata balcanez, un tip care de fapt locuiește, un sârb care locuiește în Australia și prezintă exact cum suntem noi pe toată zona asta, știi? Deci din punctul meu de vedere, vedeți, anii de comunism au dus la devalorizarea ființei umane, noi ca ființe. Și atunci, vezi, se manifestă prin, ok, hai să ne aducem aminte, Codruța, de începutul pandemiei. Oamenii nici măcar n-au știut ce să-și cumpere. În situații de criză, noi nu am știut ce să ne cumpărăm și s-a cumpărat hârtie igienică. Am văzut. Deci, gândește-te, asta să știți că este o formă de megalomanie. Adică e ceva mare. Nu e sindromul Dumnezeu, înțelegi diferența? Da. Megalomania este o chestie din asta care mă duc la tine, să zicem, și te văd pe tine ce faină ești și eu în acea zi mă simt foarte nasol și decât să încalc ale mele și să zic ceea ce simt, mă, Codruța, ce faină ești, o să zic, nu puteai și tu să iei altă rochie pe tine. Știu pe cineva care spune așa... Pozele alea care le pui nu reflectă realitatea. Nu știu ce dracu de cameră ai, dar tu acolo pe filmări nu ești aia din realitate. Atunci pe mine mă umflă râsul și zic, bă, dacă mă iubește camera, că e cameră foto, că e cameră video. Asta este, cum sunt eu în realitate, tot așa sunt. Poate că se văd mai proemine niște riduri, poate că niște imperfecțiuni, dar până la urmă tot eu sunt. Dar mă amuză, apropo de ce ai zis tu, uite, că spunând tu tot felul de lucruri, îmi amintesc și eu tot felul de situații care au o legătură cu ceea ce spui tu, da. Da. Revenind la sindromul Dumnezeu, el este o parte din tulburarea de tip narcisic. Și acum ajungem la narcisiști și facem legătura cu relațiile. Aha. Știi? Deci este tulburare care e o tulburare de personalitate. Narcis este personajul acela mitologic care s-a îndrăgostit de propria lui imagine. Atunci când Codruța, când noi suntem atât de devalorizați, atât de bătuți, să zicem, încât nu ne mai regăsim noi pe noi, ce facem? Ne punem ziduri peste ziduri peste ziduri. Am mai discutat despre asta. Și problema la aceste ziduri este nu că ne izolează și ne protejează de ceilalți, ci ne izolează și pe noi. Și la un moment dat nu mai vedem nimic altceva decât pe noi. Și atunci, bineînțeles, că vom deveni noi cei... Vorba aia, știi? Noi pasăm, noi șutăm, noi apărăm, noi facem, noi le facem pe toate, știi? Și atunci, în lumea noastră, noi suntem cei mai importanți. Dacă noi înțelegem și nu judecăm, ci stăm și înțelegem, măi, oamenii ăștia sunt atât de izolați de ei înșiși, încât nici măcar nu mai pot să-i perceapă pe ceilalți. Sunt atât de obsedați să nu greșească, încât și și-au atât de în serios munca lor, încât nu mai știu să țină cont de ceilalți. Deci ăsta este adevărul din spate. Doar că dacă venim în contact cu cineva, să zicem, ne oprește un polițai și noi știm că nu am făcut ceva, dar vine și spune, bă, tu știi cine sunt, tu nu te pune cu autoritatea și așa mai departe. Dacă noi data următoare o să ne aducem aminte și o să zicem, bă, dragul de el, câte traume o fi avut omul ăsta, cu totul și cu totul altfel o să vedem lucrurile. De ce? Pentru că, repet, cei cu mania grandorii, că de aici vine sindromul Dumnezeu, sunt oameni care, și aici tot așa vreau să ating un subiect, tu îți dai seama, Codruța și dragii mei, că acesta este felul în care percep aceste persoane pe Dumnezeu? Mm-hmm.
Tiran, Dumnezeu este tiran, bătăuș, și ca să vezi cei care îl mai recunoaștem pe ăsta cu sindromul Dumnezeu, după părerea pe care o au despre Dumnezeu. Dumnezeu este un tiran, este bătăuș, ne bate, este un supărăcios, el ne dă toate pedepsele, ne trimite în iad. Ne trimite în iad și atunci dacă eu am această părere despre Dumnezeu, Codruța, eu, dacă am problema sindromului Dumnezeu, așa voi face cu oamenii. Cei care lucrează cu ei știu deja că Dumnezeu este bun, este pace, este armonie, este iubire. Sub nicio formă nu este bătaie. Ai ălălalt. Știi, am postat, am distribuit zilele astea un meme care mie mi-a plăcut foarte mult, că degeaba spui că totul este în mâinile lui Dumnezeu, dacă atunci când se întâmplă ceva, dai vina pe Dumnezeu și spui că a venit dracu și a schimbat tot. Degeaba spui că da, eu în mâinile tale, Doamne, și când se întâmplă ceva ce nu-ți place, zici și-o băga dracu coada. Pe cum să-și bage dracu coada în munca lui Dumnezeu? Și aici se vede că de aici voiam eu să ajung, ăsta e mica chestie unde voiam eu să ajung, tu îți dai seama ce părere avem noi despre Dumnezeu, că Dumnezeu taie și spânzură. Și atunci eu devin așa cum știu eu, cum îl văd eu pe Dumnezeu. Eu n-am de unde să știu cum este Dumnezeu. Așa cum îl văd eu pe Dumnezeu. Și dacă eu nu am fost importantă pentru cineva care a fost pentru mine Dumnezeu, voi deveni eu pentru altcineva. Și dăm voie să trec în revistă și vom reveni la relații. Deci sindromul Dumnezeu, așa cum am spus, poate să apară la persoanele care au avut o copilărie traumatizantă și ca o supracompensare, dar ideea este că acești oameni se vor identifica cu acea funcție. Sunt oamenii, dacă vrei, care își scriu pe ușă sau se prezintă, numele meu este doctor, nu știu cine, numele tău nu este doctor. Cu tot dragul, cu tot respectul, eu sunt doctor. Deci, să ne înțelegem, când te prezinți, spui, sunt doctor, nu știu ce, e altceva. Dar când spui, numele meu este doctor sau inginer sau avocat, acolo poți să știi că găsești sindromul Dumnezeu. Pentru că deja titulatura este inclusă în nume. Da, da, da. Deci nu mai este numele. Una este să spui, repet, sunt avocat la 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 sau doctor nu știu cine, și alta este să spui, numele meu este. A, iar cei care spun, numele meu este doamna, Edith Cadar sau domnișoara Codruța Belean. Cunosc. Știu, că de aia zic și eu cunosc, știi? Și stau așa și mă uit ca curca în crăci, știi? Ceva și de genul, alo, bună ziua, sunt doamna XY. Și pe mine mă umflă râsul de fiecare dată, dar na, asta este fiecare cum consideră. Dar da, uite-mă cum aduci tu în discuție tot felul de chestii interesante legate de comportamentul oamenilor. Da, scuză-mă, continuă. Da. Și acești, deci pe de-o parte sunt acești oameni care se identifică. A doua categorie care au sindromul Dumnezeu sunt cei care în copilărie au fost supralăudați. Copii, deci cei care ca și copii, ca virgulă copii, ca copii, au fost lăudați într-una și li s-a spus, nimeni nu e la fel de bun ca tine. Toți aia sunt proști. Tu ești cel mai bun. Tu poți orice. Bă, fraților, n-o să-ți ajuți copilul atât timp cât îi pui într-o ierarhie. Nici în jos, nici în sus. Dacă nu-ți înveți un părinte normal care nu creează traume copiilor și mi-asum ceea ce spun, este părintele care spune, dragule, tu ești perfect așa cum ești, dar la fel sunt de perfect și ceilalți. Să nu uiți lucrul ăsta. Dacă tu poți să faci un lucru, ălălalt o să poată să facă altceva. Nu ne comparăm unul cu celălalt. Dacă putem să învățăm pe copiii noștri că nu comparația este rădăcina să evoluăm,
deja ne-am făcut treaba. Dar atât timp cât îl învățăm, fie ești un prost, ești un tâmpit, nu ești în stare de nimic, fie ești cel mai bun, să nu lași pe nimeni să zică, să nu lași pe nimeni, pentru că tu ești cel mai bun, tu ești perfect, lasă, uite, mami, a venit ăla așa, lasă că e gelos pe tine. Băi, nu învățați pe copiii voștri că e gelos. Pentru că va dezvolta sindromul Dumnezeu. Și când vor fi la o vârstă adolescenți sau adulți, nu se vor înțelege cu nimeni și vor avea probleme foarte mari de încredere în ei, pentru că vor nimeri într-o societate în care primul lucru o vor încasa de numai. Și ce faci? Se duce înapoi la mami și la tati, acolo unde îi se repetă non-stop, nu, oamenii sunt invidioși pe tine, de fapt. Nu, nu sunt invidioși. Învățați-vă copiii că nimeni nu este invidios. Pentru că altfel, dacă tu așa îl înveți, dezvoltă sindromul Dumnezeu. Când ai vorbit despre comparație, te-ai referit cu siguranță la comparația cu ceilalți. Că ar fi foarte indicat dacă am putea să ne învățăm copiii sau să îi încurajăm să intre într-o nu competiție neapărat. Să le arăți că astăzi, uite, astăzi, ce ai învățat la școală? Păi uite asta, păi ai văzut? Știi mai mult decât ieri. Adică să fie o chestie de dezvoltare a... sau competitivității cu tine însuți. Îți spui, bă, uite, astăzi ai făcut asta, ai învățat asta, mâine o să afli mai mult. Deci tu tot timpul ești mai bun, dar nu ești mai bun decât celălalt. Adică nu despre asta e vorba. Da. Cred că trăim și niște vremuri, eu am mai spus asta, dar uite, acum o mai subliniez cu tine. Chiar trăim niște vremuri în care competitivitatea nu-și mai are locul. Nu-și mai are valoarea. Suntem acum într-o perioadă în care colaborarea și cooperarea cred că își arată, cum să spun, sunt mult mai importante. Dar noi, în care am trecut prin tot felul de situații, prin tot felul de vremuri, sau nouă, ne e mai greu să depășim perioada asta și să vedem colaborare. Noi suntem tot timpul într-o competiție cu ceilalți. Da. Și de asta ne învățăm copiii așa. Da, și ne învățăm copiii așa și pentru că ceva la genul, dacă eu n-am avut, lasă să fie fiul meu, copilul meu, ceea ce eu nu am putut să fiu sau să aibă ceea ce eu nu am avut. Și îi împingem să, de fapt, să ne îndeplinească nouă visurile și nu lor. Adică îi anulăm pe ei în situația asta. Adică ceva la gen, ok, tu ce-ți dorești? Și gândiți-vă la frustrarea copiilor care, să zicem, ar vrea să joace fotbal și părinții spun, nu, tu te duci la pian, te duci la not, te duci la nu știu ce, la nu știu câte limbi străine și copilul ăla de fapt nu vrea. Și atunci sunt două variante. Copilul acela ori dezvoltă sindromul Dumnezeu, ori dezvoltă, la un moment dat, va intra în niște probleme pentru că vrea să se autodistrugă. Pentru că, dragii mei și dragă Codruța, cei care se sinucid, să ne înțelegem, sau au tentative de sinucidere, ei nu vor, de fapt, să moară la propriu. Ei vor să distrugă o imagine. Dacă acei oameni se simt copleșiți de așteptările celorlalți, ei ar vrea să distrugă această imagine a omului copleșit de așteptările celorlalți. Doar că nu ne învață nimeni să stăm să ne gândim, băi, stai puțin, tu de fapt nu vrei să mori la propriu de tot. Tu vrei ca lumea să nu mai vadă acea parte din tine pe care ți-o solicită foarte mult. Și sindromul Dumnezeu mai poate apărea și, repet, și la cei care au avut niște... Deci au avut succes și nu știu cum să gestioneze și să managerieze acest succes. Și dau exemplul marilor actori de Hollywood, care, pentru că la Hollywood este industria asta, care te ridică și după aceea te prăbușește. În celelalte țări nu este chiar așa. Dar la Hollywood este foarte clar. Deci, ajungi să ai un blockbuster, da? Deci faci un film din ăsta care face niște vânzări extraordinar de mari și omul acela, dintr-o dată, s-a trezit propulsat într-o situație
o imagine și un rol pe care nu îl vrea, nu l-a vrut. De ce? Dau un exemplu și îl folosesc destul de des. Pentru că actorul, unul dintre actorii care îmi plac mie foarte, foarte, foarte mult este Mel Gibson. Și ca bărbat îmi place și ca actor îmi place foarte mult. Și să luăm de exemplu Braveheart. Da? Deci unde el a jucat, sau orice alt film, unde el a jucat un rol extraordinar. Și să zicem că noi ne uităm la filmul ăla și îl confundăm și zicem, uai, ăla e Mel Gibson. Mă duc și fac cunoștință cu el și zic, dar de ce nu-i ca ăla din film? Pentru că ăla a fost un rol. Și înțelegi, se pune foarte mare presiune să fii acel personaj. Înțelegi? Deci este, și atunci pentru ei este o prăbușire. Pentru că ei ca oameni nu mai sunt văzuți. Ei au crezut că ca și oameni vor fi văzuți, dar acolo ei sunt doar niște roluri. Lumea te idolatrizează la Hollywood pentru rolurile pe care le-ai jucat. Ca om nu contezi, ceva la genul ăsta. De aceea și ajung foarte mult să se drogheze. Ca să fugă de realitate. Ajung în situații extrem de dramatice, da. Alții au da. Și din cauza drogurilor și așa s-au sinucis, s-au murit. Au sinucis? Da, pentru că ei nu mai există. Să știi că e foarte, dar și cu asta vreau să închei, pentru că mai avem vreo 10 minute la dispoziție. E ce tu vrei să faci cu ceasul, mă, muiare, mă? Păi, nu știu, că ăsta zice că e așa, eu ce să fac? Nu, te mă uit la el să nu mă iau razna. Dar ai luat ceasul ăla defect. Eu cred că trebuie să-mi schimb telefonul? Nu. Bun. Asta vreau să spun că omul de rând nu vede lucrurile așa în ce privește o celebritate. Da. Și când se întâmplă ceva și vezi că e un om care a decăzut foarte tare după un succes din ăsta, cum zici tu, de a lua mințile tuturor și zici, bă, ce fraier, adică, uite, au avut toată lumea la picioare și început da. Să drogheze, început să bea, să facă exces de alcool, să... Hai de capul lui, că habar n-are ce înseamnă să trăiești de pe o lună pe alta. Aici e o lipsă de înțelegere, așa cum spui tu, ai subliniat foarte, foarte bine aceste lucruri. Personajele sunt una, sau rolurile pe care le joacă un actor, iar actorul ca și om este cu totul altceva. Dar nimeni nu se gândește așa, sau foarte puțin. Uite, tu te-ai gândit și poate mai sunt și alții, dar foarte hai puțin. Hai să mai dau un exemplu care este la îndemâna noastră. Cei care se uită la emisiunile noastre, Codruța, eu și cu tine, foarte mulți care nu ne cunosc, care sunt devalorizați, au despre noi impresia, wow, uite, astea s-au ajuns, uai de capul meu, uite-te cine sunt. Eu văd când mă duc la piață sau așa, când mai întâlnesc cu oameni și văd așa cum se uită la mine și se uită așa cu admirație și cu idolatrie și îmi vine să le zic, băi, oameni buni, vedeți că ceea ce vedeți voi acolo e un rol pe care îl jucăm, da, informațiile pe care le dăm sunt foarte corecte. Dar pentru ca să putem să venim noi și să dăm aceste informații, noi trebuie să avem un anumit rol. De curând am încheiat o tabără, am susținut o tabără la Poiana Brașov cu oamenii din grupul meu, din Vibrația Vindecării și la un moment dat a trebuit cumva să intru în ei. De ce? Pentru că le povesteam, dragii mei, ceea ce vedeți voi, așa, ca vizaj, ca așa, este un rol pe care îl joc. Dar cu adevărat, oameni, dragii mei, voi pe mine și pe Codruța nu ne cunoașteți cu adevărat, cu excepția, bineînțeles, a celor care ne cunosc. Dar eu mă refer acum la cei care ne judecați după ceea ce vedeți ca imagine acum. Voi nu ne cunoașteți personal. Ori ăsta este tot o formă de sindrom al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ce face Dumnezeu? Dă sentințe. Din punctul nostru de vedere. Adică, aia este așa, ăla este așa și nu ieșim de acolo. Pentru că la sindromul Dumnezeu, Codruța și dragii mei, vorbim despre dogmă. Și dogma nu este doar religioasă. Deci dogma, adică un set de credințe, dacă eu așa cred, nu o să renunț niciodată la ceea ce cred eu. Nu o să-mi schimbe nimeni părerea și ăsta este sindromul Dumnezeu. Aceștia cu sindromul Dumnezeu sunt extrem de critici. Sunt oamenii care au mania controlului.
Numai așa se poate. Sunt cei care nu acceptă nicio părere. Deci la ei discuțiile sunt ceva la genul am zis. Păi știi că, bă, uite așa, nu mă interesează. Înțelegi? Deci să ne înțelegem indiferent despre ce vorbim. Și acum ajungem la relații. Aia vreau să 5 minute să vorbesc despre relații, că musai trebuie să vorbesc, că știi că relațiile sunt... Păi de-aia am dus, de-aia am dus discuția în da. Zilele asta. Atunci când două persoane care au probleme de, valorizare se întâlnesc, nu s-au întâlnit degeaba. De obicei se întâlnește un narcisist cu un dependent, codependent. Deci narcisismul și codependența. Ce face narcisistul? Vine și te desfințează. Vine și îți spune nimic nu e bine, nu e adevărat, ești un prost, ești un tâmpit, ești așa mai departe și te desfințează. Un narcisist te izolează în relație. Nu te lasă să te duci să te mai întâlnești cu prieteni, cu prietene, nu te mai lasă să ieși afară. Dar nu asta e problema. Apropo de întrebarea ta, se numește sindromul Stockholm. Adică este sindromul în care victima ajunge să se îndrăgostească de agresor și să ia apărarea agresorului. Deci, gândește-te că s-a dat numele după un jaf într-o bancă din Suedia în 1970 și au fost luați ostatici câțiva de acolo, câteva zile, și inclusiv li s-a pus bombe pe ei. Nu a murit nimeni, dar ideea este că atunci când au fost eliberați ostaticii, niciunul n-a vrut să depună plângere împotriva celor care i-a luat și i-a ținut ostatici, n-au vrut să depună plângere și nu numai că n-au vrut să depună plângere, au plătit din banii lor avocați ca să îi salveze pe agresori. Ăsta este sindromul Stockholm. Deci când o femeie de obicei care stă lângă un narcisist îți spune, da, mă iubește. El mă iubește și ălălalt îi spune, nu ești bună de nimic, tu fără mine nu ești bun sau bună de nimic, pentru că narcisismul apare și la bărbați și la femei, și în cuplu, și în relația cu copiii noștri. Și părinții noștri pot să fie narcisiști, dar și noi ca și copii putem să fim narcisiști. Știi? Și este un sindrom, un aspect. Iar atunci când într-o relație avem pe cineva care nu acceptă, indiferent de natura relației, nu acceptă o altă părere, deja avem de-a face cu un narcisist și una dintre tulburări este numai el are dreptate, sindromul Dumnezeu. Și doar așa că trebuie musai să trec în revistă, obligatoriu, dragii mei, sindromul impostorului este atunci când știi foarte bine să faci un lucru, dar crezi că nu e meritul tău. Dar oricine poate să facă emisiuni așa cum facem noi. Nu. Oricine poate să dea informații. Nu. Sindromul impostorului, de-aia când am vorbit cu Codruța în urmă cu vreo 2 ani, am discutat noi despre asta, sindromul impostorului și am zis, hai să facem sindromul Dumnezeu, pentru că despre asta prea puțină lume vorbește. Oameni devalorizați, de fapt, în sine, care pentru că nu au curajul să se ducă să vadă că ei sunt ca o casă ruinată și să se reconstruiască, își reconstruiesc o imagine. Eu sunt cel mai bun, cel mai deștept, nimeni nu are dreptate, doar eu am dreptate, pentru că este singura modalitate prin care ei pot să supraviețuiască. Și modalitatea prin care îi văd ei pe Dumnezeu. Ai, Doamne, Doamne, multe ai spus tu și multe bine le-ai spus și foarte bine. Ce mai putea să facem la final? Hai să vedem ce zice ceasul ăsta meu defect. Nu, un pic. Tu zi, ce-ar mai... Cum da, mai... Eu să zic acolo. Dragii mei, de fiecare dată când aveți de-a face cu o persoană care vine și vă spune nu ești bun de nimic, tu fără mine nu ești bun de nimic, tu nu mai fă așa cum vrei, tu fă așa cum îți spun eu pentru că nu ești bun de nimic, vedeți că aveți de-a face cu un om, cu un narcisist care are sindromul Dumnezeu și ca să-i răspund Codruței cum să ieși
din această relație, nu vei putea ieși, îți spun de acum și dacă vrei facem emisiune și despre chestia asta, nu vei putea ieși dintr-o relație cu un narcisist până ce nu te recompui pe tine. Până nu te regăsești pe tine și doar în acel moment vei avea puterea să te duci mai departe. De ce? Pentru că un narcisist nu o să te ierte niciodată dacă ai îndrăznit să-i încalci porunca. Trebuie să știi să ieși dintr-o relație cu un narcisist, pentru că altfel sunt genul de oameni care te vor urmări o viață întreagă ca să te răzbune, să se răzbune pe tine. De ce? Pentru că ai refuzat să-i vezi ca pe Dumnezeu. Și trebuie ca tu să te cunoști foarte bine, pentru ca să știi că, băi, alo, sapă mai încolo, că aici e ciment. Știi? Aici n-ai nicio șansă, poți să zici ce vrei. Așa, pe final, mi-aduc aminte de o atitudine pe care am avut-o eu cu mulți, mulți ani în urmă. La Timișoara, am trecut pe lângă Radio Timișoara. Nu știu, cred că ți-a mai povestit chestia asta. Nu. Și mă uitam la clădirea aia, scria acolo mare, era pe vremea lui Ceaușescu. Mă rog, alte vremuri. Nu, și scria mare Radio Timișoara. Și eu mă uitam acolo la clădirea și am, băi, oare, cum sunt oamenii ăia? Că îi auzeam la radio, de fapt. Cum sunt ăia acolo? Vedeam că intră, iese lumea și a zis, bă, ăștia sunt mici Dumnezei. Adică, prin felul cum se manifestau în fața microfonului și cum îi percepeam eu din postura de ascultător, mi se părea că, dacă nu Dumnezeu, semizei sigur. Dar asta din postura impostorului. Pentru că dacă tu nu te-ai fi crezut impostor, eu n-aș putea să Păi, fac Dana, lucrul că atunci ăsta. nu am experimentat, nu experimentasem încă munca în radio. Ulterior, după câțiva ani, mi s-a propus să lucrez într-un radio local. Și am simțit ce înseamnă aia să vorbești la microfon și după aia să am simțit ce înseamnă perceperea vocii tale de către cei care ascultă ulterior. Atunci nu m-am mai simțit un semizeu, știi? Adică ce, bă, dar oricine poate să facă radio. Așa credeam după aceea, dar tot sindromul impostorului, știi? Așa și cu Cunosc. emisiunile. Și pe mine mă surprinde, dar în mod foarte plăcut, faptul că mă oprește lumea pe stradă. Dar mi se pare, adică ce fac eu așa mare lucru? Da, zic și eu, exact la fel, aceeași reacție am și eu. Știi? Singurele momente în care, sincer, sunt mârâi, știi, este când fac ceva, înțelegi, fac ceva personal și vine lumea să lăpă capul tău. De exemplu, sunt la o terasă și mănânc și vine și spune: dar pot să stau aici dumneavoastră, că vă cunosc, pot să stau? Nu. 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 Mi se pare o atitudine normală. Să nu mai zic de câte ori mi s-a întâmplat să mă duc la toalete publice și să fiu recunoscută și veneau la ușă și zicea: dar stați liniștită, faceți-vă treaba, că eu sunt aici în afară și vorbesc eu cu dumneavoastră. Adică limite, nu există limite de multe ori. Și atunci noi trebuie, tu știi foarte bine, noi trebuie, sub o formă sau alta, să ne protejăm. Sau chestiile alea cu: păi te-am văzut că ești online la 3 noaptea, hai că-ți scriu eu problemele mele. Nu. Corect, corect. Sindromul Dumnezeu. Da. Da, drumul Dumnezeu. Cred că părerea personală ar trebui că ar fi bine să ne cunoaștem limitele. Da. Adică ar fi bine să știm până unde ne merg puterile. Să nu ne credem mai puternici decât creatorul nostru, indiferent că e Dumnezeu sau e Allah. Sindromul Dumnezeu e o denumire, nu o sintagmă pusă Da, de da, da, unei da, tulburări, dar să nu ne considerăm mai mari decât sau mai puternici decât suntem. da, da. Dacă putem să apelăm la puterea divină atunci când avem probleme și putem să avem recunoștință în momentele noastre bune, e foarte ok. Dar nu trebuie să ne comparăm, nu trebuie să ne punem pe picior de egalitate cu divinitatea. A, nu, stai liniștită. Cei cu sindromul Dumnezeu se cred mai puternici decât Dumnezeu. A, bun, Pentru și că mai tare. contestă inclusiv deciziile pe care le iau ceilalți oameni. Ei știu mai bine decât oricine. Adică aici e problema. Ei știu mai bine decât oricine. Păi, bă, uite, eu așa vreau să fac. Nu, nu, nu. Gândește-te la părinții din trecut care obligau copiii să se căsătorească cu altcineva. Da.
Știi? De sindromul Dumnezeu, nu. Adică eu știu mai bine chiar decât Dumnezeu că tu nu de asta ai nevoie de fericire. Tu ai nevoie de omul ăla care să-ți aducă bani. E un exemplu. Da. E modalitatea în care îl vedem noi pe Dumnezeu. Cred că asta e și finalul. Hai să nu ajungem până acolo încât să transformăm modalitatea asta de a-L vedea pe Dumnezeu într-o chestie atât de personală și de a noastră. Mulțumesc, Edith, pentru Eu seara asta. mulțumesc foarte mult. N-au fost 50 de minute, s-au scurs 55, dar nu e o problemă. Întotdeauna e o mare plăcere să vorbesc cu tine. Ne mai vedem pentru că cred că mi-ai trimis de curând vreo 6 subiecte pe care să le discutăm. Toate sunt foarte ok, doar trebuie să le programăm. Îți mulțumesc mult. Îți doresc să ai o seară plăcută, o noapte liniștită și să ne auzim și să ne revedem. N-am băut cafeaua aia încă. N-am băut cafeaua. Așa este. Îți Așa reproșez. este. Așa, trebuie să bem cafea, să ne vedem cu bine și până joia viitoare cu dumneavoastră, cei care ne urmăriți, ne-ați urmărit, ne urmăriți de obicei, toate bune și să ne vedem cu bine. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8 la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.